Salutare toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un alt episod din Clash Royale. Suntem pe contul lui Nesty din Original.ro și o să facem un mic chest opening. O să mai avem un alt cont la chest opening, o să le combinăm pe cele două și o să iasă un chest opening foarte mișto. Nu uitați să apăsați și pe butonul de like, în descriere găsiți Instagram-ul, să strângem peste 10.000 de like-uri, mai ales că pe Twitter și pe site-ul lor oficial s-a anunțat o nouă legendară. Se numește Magic Archer și este o legendară surpriză. Nu știu dacă au afișat-o aici. Nu cred că au afișat-o aici, nu? Nu cred. N-au A fost afișat-o. doar așa la... N-au afișat-o aici și văd că are și oferte, nu? O să vedem ce epică luăm. Hai să deschidem și noi. Ce părere era fără de noua legendară? Ești de părere că eu o să fiu primul care deschide noua legendară Magic Archer? O să aveți și o imagine pe aici pe undeva dacă uit eu, dacă nu uit să o pun. Și o să vedeți cum arată noua legendară, în fel. Oare o să deschidem în episodul ăsta, că nici nu s-a lansat. Atât de repede deschide. Eu o deschid, Rafael, că mi-a dat cei de la Supercell mesaj și am spus că eu o să fiu primul care o deschide sau care joacă cu ea. Hai că mă, ție Supercell nu ți-a dat gratis măcar un gem la câte episoade ai făcut. Să zic că uite, mă, ia și tu 100 de gemuri gratuite din partea noastră. Ok. Și avem aici Rafael de motivul principal pentru care am luat acest chest. Este chestul chest opening, este chestul acesta legendar King Chest. Care costă... E mult că am deschis și eu unul. 2500 de gemuri, asta înseamnă 1.000.000. 1.000.000. Foarte frumos. Am investit deja 1.000.000 în acest episod, Rafaele. Să vedem. Luăm Valkyria. Deci legendară garantată. Asta e mult mai bun. Hai să luăm Tuciu. Nu-mi place aia de zboară, sincer, deloc. Arcașele sunt foarte bune. A spamat balonul, e foarte bun. Și mi-a picat legendară. Știi care e parola să spice legendara nouă? Nico, Nico, ni. Foarte multă lume știe, ci că e related to K-pop, așa zis. E din K-pop? E din desene. Ok, hai să vedem, Rafaele. Legendara nouă, Magic Archer. Hai. E bății prea mai mare. Uite, Magic Archer, așa arată. E frate solo Ice Wizard. Da. Ok, trebuie să îmi dai un moment. Să schimbăm contul și să mai avem un mic chest opening și după trecem la meciurile propriu-zise. Ok, băieți, încercarea numărul 2 de a deschide noua legendară, adică Magic Archer, o să vedeți pe ecran. Hai să vedem și noi un Magical Chest, Konnichiwa. Mamă, altă parolă, Rafaele. Și spuneți în comentarii dacă vreți să începem o serie cu Clash Royale cu provocări sau cu challenge-uri, ceva de genul. Și o să le jucăm la rank, nici de cum la turnamente. Hai să vedem, Rafaele, noua legendară Magic Archer. Eu o să fiu primul care o folosește. Uite, noua legendară. Și încă ceva vreau să adaug că Mega Knight-ul a fost căzut cu minus 25% din damage-ul lui. Și ăla dă cade și ăla de lovește. Încă nu cred că s-au aplicat. Nu s-au aplicat, dar va fi nerfat foarte dur. Ți-am zis că e prea OP. Deci gata pachetul tău. Da, cam da. 25%, ma. Kavai. Merge și Kavai și Konnichiwa. Kavai. Wow, trei legendare în acest episod. Legendara nouă. Royale. Chiar dacă am zis de 1.000.000 de ori legendara nouă, nu mi-a picat, Rafaele. Mai avem free chest, foarte frumos. Hai să vedem, am și eu clan chest-ul. Da, nici gând, nici nu mă aștept să pice din astea. Cred că am uitat să deschid un chest la băiatul ăla pe cont, dar nu mai contează, oricum era slăbuț. Haideți să vedem pe contul meu, avem un crown chest, avem un crown chest, un clan chest și cam atât. Ok, băi, suntem pe contul meu unde am jucat ieri, Rafael, am mai jucat câteva meciuri offline astăzi dimineață pe aici și am reușit să le câștig, nu e problemă, dar am jucat cu decul meu, hai să vedem. Konnichiwa! Hai, Rafael. Legend Sula! Noua, adică noua veche parolă care funcționează? Chiar funcționează. Ce părere ai? Lobul după Mohaci, mi-l face asta de 4 și nebun. Am plecat cu toate legendare la level 4, Rafaele. Stai liniștit. Și una e foarte aproape să fie level 4, 2. Dacă o am pe shop, cred că o să bag bănuțul să o iau, dar nu am. Ok, foarte important este că trebuie să știți că Inferno Tower-ul meu o să fie la level maxim, Rafael, în curând. Cred că am văzut pe nimeni că Inferno Tower la maxim. Deci, am luat aia.
Deci că am cumpărat-o, nimeni nu s-a mai deschis. 600 ăștia se merită, cred că, că sunt valoroși. În rest nu mai pot să mai cumpăr nimic. Hai să vedem Inferno Tower-ul meu, am tot cerut pe clan și tot încerc să fac la level maxim, însă cred că e drumul un lung de tot. Un fort încet, n-avem nimic special. Hai, Rafaele, au zis lumea că le place deck-ul cu Sparky, însă nu știu dacă o să-l mai găsesc, o să căutăm alte deck-uri noi. Să vedem ce găsim, ceva interesant. Ăsta l-am jucat, cred că? Ăsta era? Hai să încercăm ăsta, primul deck canceros. Cu toate că n-are pompă și cărțile mele sunt cam mici, o să încercăm, Rafaele. Primul meci pe ziua de astăzi cu domnul X-Men, X-Lader cu X-Men. X-Men. Nu știu dacă să pun aici, ca să nu dea flacără, dar o să pun aici. Wow, 13? Nici nu văd. 34, Rafaele, mamă. 34, ține-te bine. Tați! Sar! Mega Knight-ul pentru ultima oară, Rafaele. Mamă! Deci gândește-te la deck-ul ăsta, cât de cancer o să fie, nu înțeleg. Cred că mi s-a blocat face-ul în vreo 20 de secunde. Aia e, Rafaele. Uite-te și tu, cât de cancer o să fie deck-ul ăsta. Gândește-te și... Mamă! Hai că nu a dat pe alea în spate. Hai de capul meu. De ce încearcă să-mi distrug alea? Sunt toxice. Lasă-le că vine altele. Ai distrus-o pe aia. Vine alta. Cred că în dublu elixir pot să fac eu ceva cu deck-ul ăsta. O să pun la de nou Royal Giant-ul. Cred. Da. Dar mai stachez câteva 1000 de unități. Nu știu, un dublu elixir, de-aia amân cât mai mult. Bă, da, aia face scheme, pe bune, uite câtă viață are. Mamă, uite-te aici! Uite-te aici puțin! Here it comes! Cred că-ți bați joc. Cum se numește sătucul ăla de acolo? Nu știu. Andronie Mafia se numește. Încă ce-o vei răspunsul corect? Uite-te ce iese! Wow! Ai jurat și tu pe tine. De ce pune aia în spate? Că e gârlă ceea ce. Here we come! Uite de ce e aici! Dar cu toate că le-am pus greșit, dar le-am pus la mișto. Uite-te ce e acolo. De să îngroașe gluma, Rafaele. Și tuci. Mamă, de cu ăsta vreau să-l țineți minte. Probabil dacă mai doriți să mai joc cu el. Îmi spuneți, să-l notăm aici în video. Foarte mișto, nu știu, e amuzant rău de tot ce se întâmplă. Însă o să încercăm și alte deck-uri, poate îmi vin mai bine. Mamă, tot mă disperă ăștia cu deck-ul ăla, Rafael, al tău. Uite-te și tu. Uite-te și tu. Oriunde dau e deck-ul ăla. Bă, Rafael, toată lumea joacă deck-ul ăsta. Hai bă să mai încercăm o dată deck-ul ăsta atunci. Mai e că ai cărți mari. E invazie și mă joc cu Veronica. Pă, pana mea, Veronica. O știi pe Veronica? Sau pe Monica? Toată lumea joacă deck-ul ăsta. Ce-n hai băi cu deck-ul ăsta? Hai să vedem. Mama. Te liniști că aia o să moară toți. Am impresia că știu. Așa.
Ho, ho. N-ai zis la prietene? Ce face prietenul ăsta al nostru? N-are zap și e femeie, Rafaela, e Monica. Veronica. Nu știi pe Monica sau Veronica? E tot una. Nu știu, știu meme-ul de alea. De ce tot nume își pune numele Monica? Ce n-ai bă meme-ul ăla? E meme de la de pe Twitch. E că ia două pături. Wow. Wow, ce surpriză minunată mi-au făcut aia, Rafaele. Wow. Și cu rage. Și 13 și rage, prieteni buni. Ok, am înțeles, Rafaele. Monica joacă dual. Wow, wow, wow. Nu mă așteptam, chiar nu mă așteptam. Așa ceva din partea ei. Mi va pune la mijloc sau? Iar mi-i pune pe dreapta, nu? Wow, ok, ești foarte deștept. Monica, foarte deșteaptă ești. Monica e deșteaptă. Ce ai, bă, cu Monica? Mai știi când ți-a dat unul contul Microsoft sau cum era? Mm-hmm. Veta. Și avea barbar de 11, 12 sau maxaj, nu mai știu. E barbs. Bă, dar jocul ăsta nu se mai termină. Hai mă, lasă-ne. Mamă, cum ar fi fost? Mamă, e greu mă să-l bas cu decul ăsta. Aia mă bate, ești nebun. Nici nu vreau să apăr, nici n-aș vrea să apăr acolo. Dragonul? Dragonul ăla pe care nu-l vede? Opa! Monica! Veronica! Monica! Nu e Monica. Capa, Monica. Băi, ce am făcut lui Veronica? Ia să vedem cât se joacă. A, păi abia s-a apucat. Ok, Rafaele, am scăzut din nou. Hai să încercăm un nou deck. Habar n-am ce deck ăsta e. Un deck cu graveyard. A, tocmai aici am întâlnit un maxat. Maxatul maxaților. Wow, stai puțin, că aici avem de furcă. Și care a fost intenția lui? Iar cu clădirea asta. Ți pare că asta e cea mai bună clădire? Ia. Yeah. Wow. Uite ce frumos Mega Knight-ul ăla, deși el are puterea de a sări, el totuși merge. Tăi că turnul ăla vede până aici, prințesa aia dă din turn în turn, dragii mei prieteni. Hai că nu are așa mare. Haide cu Hogol.
Cum? Cum și de ce? Ia! A dat freeze! N-am, mă, că se joacă freeze la 3800. Incredibil! Nu pot să te cred că a dat freeze. Eh, atunci hai să facem asta. L-a luat turnul? L-a luat, ok, l-ai luat. Suffer the ravage of the time. Eu nu știu ce face electro meu. Hai că a distrus ăla. Păi că acum nu mai poate să mai joace Inferno. Wow, wow, wow. El oră ce-ar face pune frizul. Rafaele. Să vedem ce mai face acum. Nu cred că o să-l ajute. Că ăștia nu știe carte aia de mici. Inferno Tower, not helping you, my uite friend. Uite că plânge. Îți pare rău pentru el? Nu. Niciodată. Hai să mai găsim un singur deck. Mai jucai asta? Nu cred. Hai să încercăm ultimul deck. Ăsta e ultimul deck, Rafaele. Vedem ce iese. Dacă câștigăm, câștigăm. Dacă nu, punem și partea pierdută. Are level 12. S-ar putea să aibă o grămadă de legendare. Sau, nu, o grămadă de cărți la 13. Văd că face semne de rea obscene ea. Pune goblin. De ce a trebuit să dea una ala? Nu înțeleg. E bine că și-a dat ăla. Pui ceva? Hog? Ceva? Nu, bune. Wow, ok, am înțeles. Cred că ai înțeles și tu, Rafael, despre ce este vorba aici. Ia uite ce fericit e. Bă, nu știu dacă înțelege, dragunul meu tot opește cu totul cu tornada aia. Hai băieți, hai băieți, hai băieți, frumoși! Nu știu dacă înțelege ce face Lumberjack-ul ăla, Rafaele. S-a terminat acolo. Poate înțelege ce face Lumberjack-ul ăla. Ia că-l căsăpe și pe ăla. El înțelege ce face Lumberjack-ul, nu? Că e level 12. Uite ce. E cam mânios. Mor pe ăștia. Dragonul, dragonul, dragonul! Zi, 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 zi! Dă-i, tată, dă-i pășale! Deci a pus pe ca acolo, numai el știe. Hai, Dorothy! Mâncate artat, ia uite! Bă, nu mai are ce face. Iată-l, aleargă pe ăla, bă! Cipriene! Nu știu ce face Ciprian. Mamă, dacă mai avea puțină perspectiva narațiunii, păi reușea să mă bată. Dar nu știe domnul Alex. Ups. Vedem dacă se enervează.
Cred că e și. A, e și direct. Domnul level 12 n-a reușit să mă bat. Uite, mă, unii oameni sunt level 12, eu abia sunt la jumătate. Cam atât și cu acest episod, nu uitați să apăsați și pe butonul de like. Am apucat și legendara nouă, să zicem așa, care n-a fost nici lansată. Eu am fost Xlader, la revedere!